été comme je le dis à ta mère, c'est ici l'orthodoxe. Donc, toi, tu es religieux. Alors, que dit ça, alors? Alors, mon âme, alors? Dans la Christine, j'ai dit à Christine, pour toi, en Tchéba. Je te dis, c'est quoi ça, à ce Tchéba? Quoi ça? În trăirea, în esența, cu totul ce e cu pământul. La ortodoxie, în lumea noastră creștină ortodoxă, nu este un Dumnezeu care a creat lumea și o lasă în virtutea inerției. O creată și acolo merge ea în legii ei. Aici este văd prezența permanentă a Creatorului. Fără mine nu puteți face nimic. Asta este esențialul, așa, religiei noastre și ortodoxe. Dincolo, lumea catolică i-a dat o mișcare, i-a dat o îndrumare și aceea se mișcă iar înainte. Ca planetele care se aliniază și nu știi cât mai durează. Se aliniază la stânga sau la dreapta, în centru mai mult, e gata pe zărea lumii. Dar nu, la noi nu este așa. La noi este o existență permanentă între Creator și creație. Deci și viața noastră este legată atât de mult de trecutul unui neam creștin. Uite spre zilele voastre, chiar în zilele noastre, sub ochii noștri, cum a dat Dumnezeu, cum a ales un loc unde se întâlnească valorile noastre creștine ortodoxe. Un părinte Calciu, un Radu Cinic, un Vitrescu. Și toți, în sfârșit, corifiei aceștia al neamului nostru, care cântă și ei împreună cu noi. Acolo cântă, s-a fost lips, așteaptă și ei de-a să prindem lumânări de la ei și ei de la noi. Și atunci aceste cânturi frumoase care le-ați muncit frăsirii voastre să le împliniți acum, sunt toate bucuria cerului și a pământului. La noi se o trăie permanent, este o grijire permanentă, o osteneală, o trudă, din generație în generație, generație de la 1918, 1924, 32, până în 64, cât va mai dura, este o permanentă întâlnire și o prezență a creștinilor ortodoxe. Noi ridicăm troițe, ridicăm parclise, ridicăm biserici, turnuri, ridicăm pentru ca Domnul Dumnezeu nostru să ne binecuvânteze împreună cu toți cei plecați, cu cei prezenți și cei din mijloc. Asta este neamul. Neamul este credința, limba, dragostea dintre noi creștini. De altfel, acum că ne găsim noi în starea aceasta de scopătare oricum al vieții noastre creștine, să nu ne micșoreze, să nu ne buțeleze. Pentru că așa trebuie să fie creștinismul. Creștinismul este mereu o dăruire, este o jertfire permanentă. O jertfire în bisericile noastre, pe Sfânta Masă, zi și noapte, acolo se dăruiește mereu. Și cei din drut, cei care sunt în centrul bucurilor. Iată că într-o mezi de noapte, acolo s-a adunat o mână de monahi, o mână de creștini, adică mână de Doamne, cei ce-i trimis pe drunțeasul atâlea apostolilor tăi, primiți același lucru în biserică. Este permanent această lucrare, de lăuire, de lăuire, că
Dumnezeu ne vrea așa cum suntem, dar ne vrea așa cum trăim noi, în neputință, în slăbiciune, în căderi, în ridicări, dar ne vrea așa cum suntem. Nu știu ce face oaia cea care au lăsat-o, șopanul, să fie s-o pierdut. Și după ea o caută și o aduce din nou la staur. La fel și Domnul. Ne caută, cercetează și să fim mereu în staurul lui. Staurul, care e staurul nostru? Staurul nostru este aici, unde ne-am născut noi a doua oară, unde ne-am călugărit, unde ne-am depus rământul, botez al doilea, treilea. Aici am depus noi străduința noastră, părința noastră și casa noastră, ca să fie împreună cu cealaltă de dincolo. Nu am terminat aici, cum se consideră celelalte religie. A murit, s-a dus, nu mai e nimic cu el. Nu, pentru noi, cine o să duc, așa cum spun chiar și evrei, am mai trecut un neam, am mai scris un neam, neamul lor, așa spun evrei. Marele evreu, se spune că am mai adăugat, a neamul nostru un. Apoi noi creștini ortodoxi, în Hristos Iisus Domnul nostru, cu atât mai mult, e în bine să ne întreptăm din ce în ce zi și noapte, ceas cu ceas, nevoință cu nevoință, ca să putem atinge acest scop al marii tatălor noștri, de a ridica neamul la linia bisericii. Ăsta este scopul nostru de a vedea acum, care să urmărim noi, să ridicăm în sfârșit tot ce a fost cu ceea ce este și cu ceea ce va fi, dincolo să ne bucurăm împreună cu ceilalți duși, care și el la rândul lor se bucură de cântice noastre, de glasurile noastre, de nevoința noastră, să zic. Eu vă mulțumesc tare mult pentru dragostea și efortul care l-ați făcut să aduceți de pe bază cântări și voci încât să ridicați în cerul, ridică pereții camerei astea, vreau să zic voi cântarea asta. Nu vedeam numai cât ați muncit să iasă în hitația asta așa de frasă. Dar de dragul, de frigiloasă, o ieșit tot, de dragul. Vă mulțumesc tare mult și Domnul să vă binecuvinteze. Și dacă am un apel pe răbătirii voastre, este să mă pomeniți, măi, și voi, după plecarea mea, pentru că acolo este adevăratul răspuns. Ce-i bine, frate, am venit, doresc viață pusnicească, acolo mea, de ce-i bine? Doresc viață veșnică. Dar pe ce-ai făcut acolo ca să-ți oferim noi viața veșnică? Care sunt meritele tale? Păi o de care, Doamne, iată, am făcut și eu așa, am făcut așa. Altceva am mai făcut, ceva? Întreabă îngerul păzitor, parcă am mai făcut ceva. E, trece și tu. Cam așa este și între Domnului. Ați făcut puțin așa, și Dumnezeu ne adună ca să ne putem bucura zile ce sunt frumoase în nașterea Domnului, anul care vine, tăruiască suflet. Aceeași împlinit cu aceeași suflet. Supărăși ne cadă ca să putem să ne putem împreună cu toți noi. Părinte, ia ține scoale așa, cine e? Cine cu... La seara. Ce ne-a dus icoana, hai. Hai să vedem, nu-i pare. Hai să el a fost voșa întregi. El voșa întregi. Mi-e înodat, părinte. I-a dat și bocat. Mi-a mai dat. Mi-a mai dat. Acum ceva zile. Dar împărțiți aici. Noi am făcut tot din dragoste pentru Sfinția voastră. Da, păi ce bine, și eu tot din dragoste. Alectale, de toale tale. Acum să luați niște...